Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o? Evenimentele relatate în Cartea Numeri constituie o pendulare umană între ascultare, care aducea cu ea călăuzirea și protecția divină, și momente de răzvrătire, în care oamenii cârteau împotriva conducerii, iar asta atrăgea asupra lor nenorocire și chiar moarte. În mod normal, ei depindeau total de Dumnezeu pentru supraviețuirea în deșert. De aceea, prin norul de fum sau de foc, Dumnezeu hotăra traseul, opririle și reluarea călătoriei. Asupra acestui aspect nu era permisă neascultarea. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului dată prin Moise. Numai că nu întotdeauna evreii s-au supus. În ce privește ascultarea, Domnul Iisus este exemplul nostru desăvârșit. Prin viața lui fără păcat a dus lumii izbăvirea de consecințele neascultării lui Adam.